Ce note le dați jucătorilor dumneavoastră astăzi atunci? Puișor, 10. Și la lucrare... Tot 10. Am luat 2 de 10 într-o oră, tu ai pomenit 2 de 10 într-o oră? Nu, n-am auzit. Gigi mai minte. Din păcate, n-au trecut testul. 4, stai jos. Nu e drept, vă spun, pe cuvântul meu de onoare că mi-e rușine. Dacă tu faci o sforțare pe bază de inteligență... Ce mare lucru, bă, o ecuație? Faci 18% din X egal Y. Când înlocuiești pe Y, când a doua ecuație, faci o ecuație egal întâi cu două necunoscute și după aia spui X plus Y egal suma totală și scoți pe Y și după aia îți cazi din suma totală pe X și îți dai Y. Ești un matematician născut. Noi, inginerii, știm să facem calcul. Vorbe, așa zic și eu. Gigi Becali, tu numai nota 2 mergi la fizică. Dar zice, dar eu îți dau 5, știi de ce? Păi, spune-mi tu. Pentru că nu sunt eu idiot. Care este idiot nu învață toată viața lui. Rămâne idiot toată viața lui și prost. Avem niște cifre, niște numere și ne uităm la ele. Înțelepciune este un drum pe care tu n-ai să calci niciodată. Bravo! Mă felicit până la urmă și pe mine. Sunt bun, dar nu mă vede nimeni. Aștept să mă convocă Pitulcă la Națională. Bulanul care l-am trebuie să reușesc dacă ei să mă convocă la lotul național. Tipul e absolut genial. Fiecare șut e calculat cu rigla. Nu ratează absolut nimic. Dar cu engleza stă rău de tot. I want the season give many goals because I want... Nu se nici o golat, mă știu eu în care îmi spun ce. I want to play very good for the team. I want to help this team. Traducă bine sau nu mai știu românește? Fuck you mother, you don't like. Ok? I don't like. Domne, nu a citit o carte. Școala e importantă pentru tine? Este foarte importantă, dar dacă nu era importantă, nu mai stăteam să termin toate clasele. Câte clase ai? Multe. Multe pe drag. Este pur și simplu scandaloasă treaba asta. Aba, n-ai ce înseamnă ce era la fotbal, să fii în teren, să alerg. Și după meci, le văd toți să vorbești, hai că mergem la heaven, că nu știu ce. Să vedem cum cântă Dan Spătar, nu? Să vedem, cântă bine, dar spătar. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Domn Pițurcă, l-ați auzit? Da, l-am auzit. A fost cam panoramă. Și exprimarea lui spune multe. Nu, ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Oamenii râd, dar ăsta e adevărul. Dar vezi să smete a tu istina. Nu mai pot să mă înghit, am înghițit destul. Vai! Aceste cuvinte ne doare. Hai să fim sănătoși!